unghii roșii avem, ca să știți, ruj roșu avem, ce nu avem, nu avem cafea, pentru că iubitul meu s-a dus să se tundă și îl aștept pe el ca să bem o cafea. Bună să vă fie inima! Când voi o să vedeți acest clip, o să fie seară, cu siguranță, sau cine știe. Părul nu vrea nici el să stea, lumina asta este semi-dubioasă, dar să știți că sunt într-o mare criză de timp, în primul rând. Trebuie să filmez, editez, postez acest clip, pentru că diseară mergem la niște prieteni în vizită, așa înainte de Crăciun, și trebuie să fiu foarte, foarte rapidă și în plus mai am și multe cumpărături de făcut de Crăciun. Pentru că, believe it or not, nu m-am organizat. La naiba. În primul rând vreau să vă zic că mai este atât, dar atât de puțin până la Crăciun, încât parcă aș vrea să se oprească timpul și să, nu știu, să nu vină odată. Pe de altă parte, îmi doresc foarte tare să ajungem în 2022, pentru că 2021 a fost un an dificil pentru mine din multe puncte de vedere. Și, by the way, apropo de treaba asta cu mine, îmi zicea cineva într-un comentariu, bună, că i-ar plăcea să mă cunoască mai bine. Și sunt convinsă că și voi ați vrea probabil același lucru și mă gândeam dacă ar fi cazul să facem aici un clip dedicat. Ea mi-a pus și o întrebare, o primă întrebare sau un prim lucru pe care ar vrea să-l știe despre mine, ce pasiuni am, și am să vă rog și pe voi să îmi lăsați întrebări la acest clip, la care eu să pot răspunde într-un clip dedicat. Mi se pare că lumina asta este atât, dar atât de dubioasă, dar nu știu ce să-i fac, așa că par așa că am decedat. Că sunt foarte albă la față, dar sincer nu pot să mai fac nimic acum pentru că mă și grăbesc foarte tare, așa că pretty please să mă suportați așa în acest clip și sper să mă organizez mai bine pentru ziua de mâine. Hai să începem! Așa cum ați văzut din introducere, avem o mulțime de cărți despre care discutăm. Aici e un tean care ajunge fix până aici. Sunt în dormitor pentru că aici am o lumină mai bună și o să încep într-o ordine neordine cu o recomandare de cărți pe care le-ați putea face cadou, pe care deja în stadiul ăsta le mai cumpărați doar de prin librării, că nu cred că online nu mai... Sau cine știe, astăzi e miercuri. Ba da, e posibil, dacă dați comanda astăzi să ajungă până vineri, cel puțin dacă vă orientați la Elefant sau probabil că și la ceilalți și cereți la Pick-up Point-uri, mi-e posibil să mai aveți o șansă. Dacă nu, poate găsiți o inspirație de cărți pe care să le citiți voi, cărți pe care să le puneți pe lista pentru anul 2022. Și avem de toate. Avem cărți de skincare și make-up, avem cărți de dezvoltare personală, avem cărți de fashion, avem și lecturi din astea super, super ușoare și care unele cred că pot fi încadrate la Young Adult, habar n-am, nu știu că n-am citit suficient, bine, nu știu ce înseamnă Young Adult, dar în fine. Ok, hai să începem, nu știu cu ce să încep. Și avem și cadou pentru voi și avem și îngerași, o să vă povestesc imediat și despre îngerași, dacă nu sunteți familiare cu ei. Ce mă bucur când îmi spuneți în comentarii că ați descoperit lucruri noi și că ați învățat lucruri noi datorită faptului că v-ați uitat la un clip al meu. Mă face foarte, foarte fericită treaba asta. Dacă ajut măcar un om cu o informație, eu sunt mega, ultra, extra fericită. Și by the way, să știți că port acești cercei de la Papana Sherry, care au și inel asortat, pe care cred că trebuia să-l pun aici totuși ca să se vadă așa. Ador chestiile astea mari, așa, mari, supradimensionate. Hai să începem cu cărțile ușurele. Ia să le pun pe astea aici. Fiind cărțile pe care încep să le citești și nu poți să te oprești și pe care le răsfoiești așa mega, mega repede și îți face plăcere să stai acolo și să fii parte din povestea cărții. Și începem cu Acolo unde cântă racii. Da, știu, am mai recomandat această carte, însă mie mi se pare o carte foarte faină. E o carte pe care eu am descoperit-o în 2020, nu 2021, chiar la începutul pandemiei, zice, am văzut-o la Denisa Luntraru și
Da, cât am stat în lockdown, țin minte și unde am făcut o poză și am pus-o pe Instagram. Vezi cum te leagă niște lucruri pe care le faci de niște momente cheie din viața ta? A, uite așa. Ideea este să aveți răbdare și să treceți un pic mai încolo de momentele alea în care ați vrea să renunțați. Pentru că e o carte foarte, foarte faină, mie una mi-a plăcut foarte mult. Delia Owens este singura carte de la ea pe care am citit-o până acum. Apoi o să vă recomand din nou pe prietena mea Agnes Martin Lugand. Agnes Martin Lugand este o scriitoare pe care eu am descoperit-o la Emoția. Aveau ei cartea asta, Oamenii fericiți citesc și beau cafea. Și am văzut eu că are și continuare și mi-am cumpărat-o și pe ea, adică Ceea ce nu poate fi ascuns. Cred că asta e continuarea? Sau nu? Sper că am luat-o bine din bibliotecă. Nu e asta, am greșit, nu e asta, continuarea de o carte scrisă tot de ea, să știți că Oamenii fericiți citesc și beau cafea are și continuare, dacă vreți să le luați, puteți să le luați pe amândouă. Și ieri, uitându-mă pe Librex sau pe Libris, nu mai știu unde exact, o să vă pun în descriere oricum toate linkurile, am constatat că au mai apărut ceva cărți traduse în limba română de la ea. La fel, le-am cumpărat la începutul lockdown-ului, au fost cărți care m-au acompaniat pe perioada lockdown-ului și care au rămas în biblioteca mea pentru că mi se par niște cărți foarte faine. La Ioana Grama am văzut cartea asta, Ugly Love, și vă ziceam în clipul cu preferatele anului 2021 că o carte cu pilotul mi-a declanșat iubirea pentru Colleen Hoover. Ei bine, cartea asta este cea care mi-a declanșat iubirea pentru Colleen Hoover. Este tristă, am și plâns, m-am și bucurat, am trăit acolo odată cu eroii principali, dar e foarte, foarte faină cartea asta. Și asta m-a făcut să-mi cumpăr toate cărțile traduse în limba română de la această autoare. Și până acum am citit Totul se termină cu noi, am citit Hopeless, Fără speranță, am citit acest Ugly Love, evident, și... acolo am Martin Lugand, încă aud muzica noastră în gând. O mai am una pe noptieră pe care urmează să o termin sau... Da, sunt pe la jumătate, mai am un pic. Ok, și am terminat cu autoarele acestea ale mele de suflet. Da, am terminat cu autoarele mele de suflet și o să trecem acum la Julia Quinn. Julia Quinn este cea care a scris seria Bridgerton. Sunt 10 cărți în serie, eu mi-am luat 4, le-am găsit într-un pachet pe Librex și veneau împreună cu un tote bag. Uite, dacă îl mai găsesc, am să vi-l pun și vouă în descriere. Și mi se pare că în carte sunt mult, dar mult mai multe detalii decât în film. Ele sunt structurate, cărțile acestea, pe personajele principale. Și personajele principale sunt în ordinea alfabetică, aș zice, copiii familiei. Deși aceasta începe cu Daphne, următoarele cărți de la a doua încolo prezintă viețile copiilor familiei Bridgerton. Sunt la jumătatea, o treime am citit din această carte, nu mai am atât de mult timp să citesc pe cât aș vrea și am 3 cărți pe care le citesc în paralel acum. Aceasta, Eu și Ducele, prima carte din serie. Mai am acolo Încă aud muzica noastră în gând și o mai am pe această prietenă din care am citit la fel puțin, nu știu dacă se vede, ia, uite, am citit puțin, dar... Astea sunt cărțile pe care le citesc în momentul de față. Ideea este că dacă sunteți fani ai serialului, musai să vă luați și să citiți această serie, sincer vă zic. O să o pun pe asta la loc pe noptieră, pe asta o duc pe canapea, că am cărți de noptieră și cărți de canapea, dar ca, pentru că tot am ajuns la acest subiect, o să continuăm cu cărțile de fashion pe care vi le puteți lua pentru voi sau pe care le puteți face cadou. Sincer, mie, cărțile acestea mi se par comori. Haideți să vă arăt mai întâi cât de bine arată. Asta este Chanel No. 5.
Asta este în numele lui Gucci și da, știu că a apărut și casa Gucci și vreau să mi-o iau și eu. Aici avem 12 creatoare care au schimbat istoria, la fel foarte frumoasă. Și aici avem istoria parfumului. Asta e o carte pe care eu i-am luat-o lui Cristian. Cred că are 3 sau 4 cărți legate de... Am murdărit-o de fond de ten. 3 sau 4 cărți legate de parfumuri și de subiectul acesta, dar uitați-vă ce copertă faină are. Și vă recomand aceste cărți dacă sunteți pasionate de fashion, dar nu neapărat de fashion la modul că vă place să vă îmbrăcați frumos. Dacă sunteți pasionate de fashion la modul că vreți să știți ce este în spatele unei case de modă, că vreți să știți ce este în spatele unui brand, că nu știu, că vreți să știți voi orice. Ideea este că aceste cărți sunt foarte, foarte faine și să fie păstrate ca table books. Să fie păstrate acolo pe coffee table books, pe măsuța de cafea, pentru că ele arată foarte bine și într-adevăr au niște informații foarte interesante. O să vă povestesc mai multe despre asta după ce o termin de citit. Nu știu dacă are sens chiar să citim ce scrie aici pe spate, pentru că probabil că o să detaliem într-un clip separat cărțile pe care le-am mai citit în ultima vreme sau nu știu, ce-am mai cumpărat și ce-am mai găsit pe unde. Și tot în sensul acesta, asta e o carte care mie mi-a atras foarte tare atenția, uitați-vă cât este de groasă, este o carte scrisă de Edmond Charles Roux, Coco Chanel, și înțeleg că este despre viața ei și că este mult, ne-am împrăștiat, mult, mult mai detaliată decât asta, care ne dă niște picanterie interesantă. Abia aștept să o termin de citit. Apropo de chestia asta cu Chanel, știați că Chanel No. 5 a devenit atât, dar atât de cunoscut și toată lumea îl voia, toată lumea îl dorea pentru că era un parfum pe care creatoarea, pe care Coco Chanel îl ascundea în rochii în momentul în care clientele veneau să-și ridice comenzile de la ea? Ea a creat parfumul acesta, bine, o detaliază aici și care-i povestea lui și cum de fapt a fost o formulă din Rusia care n-a avut succes, dar vă povestesc. Așa, dar ea ascundea parfum între rochii doar ca să le facă pe cliente să fie acolo și să fie, trebuie neapărat să mai iau, comand o rochie ca să primesc și parfumul. Și așa a ajuns un parfum super apreciat. Mi se pare o strategie de marketing excelentă. Nu am citit-o pe asta, însă vreau să o citesc musai și neapărat, dacă îmi permiteți să zic asta. Și cred că am terminat cu cărțile astea ușurele. Ah, nu, uite, mai am aici, mai am și Dior. Foarte faină și asta. Abia aștept să văd care a fost și parcursul lui Dior. Despre el se spune că este cel care a creat uniformele naziștilor în al doilea război mondial sau ceva de genul acesta. Da, sunt foarte, foarte curioasă să citesc și treaba asta și uite cum se face teancul mare aici. Înainte să trecem la alt gen de cărți, am mai rătăcit pe aici o carte care a fost în super vogă anul trecut, cred că tot anul trecut, dar pe care eu nu o înțeleg. Ce aș vrea să-mi spuneți dacă voi sunteți familiare cu cartea asta, dacă ați citit-o și dacă ați înțeles ceva. E pe mai multe planuri, doar că am citit atât din ea până acum, ca să vă faceți o idee, doar că nu prea înțeleg ce vrea să spună autorul. Mă pierd în toate aceste planuri. Am înțeles că e o carte foarte bună, că de asta am și cumpărat-o, m-a atras evident și numele, doar că nu înțeleg. Nu înțeleg de ce nu înțeleg. În fine, ziceți-mi și voi dacă o știți, dacă ați citit-o sau dacă v-a atras atenția în vreun fel. Mai departe, pe partea asta de Crăciun, să știți că eu nu prea citesc cărți. Însă o am pe asta și mi se pare că este o carte mega drăguță. Este o carte de Crăciun care cuprinde 12 povestiri și 12 rețete pentru 12 zile de sărbătoare. Toată lumea recomandă cartea asta, cred că e din Cărturești sau ceva de genul acesta. Ideea este că
Eu cred că e faină tot anul, mai cu seamă pentru că are și rețete și poți să te întorci câteodată la ea și să, nu știu, faci o rețetă de acolo sau să petreci un puțin timp sau un pic de timp de calitate cu familia. Da, nu am citit-o, am răsfoit-o un pic la un moment dat, dar e drăguță, cred că e drăguță. O să o citesc și eu la un moment dat și poate că am să și fac o rețetă din ea, cine știe. Da, am zis să o aduc aici în atenția voastră, poate n-ați auzit până acum de ea. Mai avem niște cărți, hai să mergem cu cele de dezvoltare personală. Pe asta a citit-o Cristian, cred că a terminat-o, dacă nu mai are niciun semn de carte aici. Atomic Habits este o cale ușoară și eficientă de a-ți forma obiceiuri bune și de a scăpa de cele proaste. Asta e o carte cu care nu ai cum să dai greș, înțeleg că e o carte scrisă foarte bine, înțeleg că e o carte din care înveți o mulțime de lucruri, așa că poate fi o idee foarte, foarte faină de cadou dacă aveți nevoie să oferiți un cadou de genul acesta în următoarea perioadă. Îmi este cald, să știți, îmi este foarte, foarte cald. Zic ei aici, învață să-ți construiești un sistem pentru a deveni cu 1% mai bun în fiecare zi. Să renunți la obiceiurile rele și să le păstrezi pe cele bune, să eviți greșelile comise în general de cei care încearcă să-și schimbe obiceiurile, să depășești lipsa de motivație și de voință, să-ți dezvolți o identitate mai puternică și să crezi în tine însuți, să-ți faci timp pentru noile obiceiuri, concepi un mediu care să favorizeze succesul, să faci schimbări mici, ușoare, care oferă rezultate mari, să-ți revii atunci când te abați de la drum și, cel mai important, cum să aplici aceste idei în viața reală și multe altele. Cred că e o carte care poate să fie utilă absolut oricui, care poate să le fie utilă prietenilor tăi, celor din viața ta, oamenilor cărora vrei să le dai un imbold și așa mai departe. Și tot pe partea de dezvoltare personală, promit că mai avem puțin, chiar mai avem puțin. Am două cărți și am adus aici un autor, doi autori, pardon, care ar trebui urmăriți și în online. Ei au și Facebook și Instagram, cred că și YouTube și vorbesc despre același lucruri. Și vorbim aici de partea de dezvoltare personală. Și îl amintesc pe Gary Vaynerchuk, sper că îi pronunț bine numele, sincer. Gary Vaynerchuk a scris mai multe cărți, el merită un urmărit pentru că este un băiețel care a preluat o afacere aproape falimentară a familiei lui, sau, în fine, o afacere mică, să zicem așa, a familiei lui și a dus-o la niște cote care, Doamne Dumnezeule, sunt așa de super apreciat. Și a făcut o mulțime de bani din asta și povestește cum s-a implicat și cum a făcut și cum a muncit zi și noapte astfel încât să facă lucrurile astea. Și s-a gândit el, pentru că știți că la american se poartă treaba asta cu mentoringul, s-a gândit el să se apuce de povestit oficial și de povestit către grupuri mari de oameni, inclusiv prin cărți, dar acum între noi fie vorba, omul chiar știe ce zice. Ce zice el e super real, super aplicabil și super ok ca și sfat sau ca și idee. Așa că dacă sunteți în punctul vieții voastre în care vreți să faceți niște schimbări și să aplicați niște lucruri altfel, eu vă recomand să-l urmăriți pe băiatul ăsta. Uite, vă las așa mai aproape ca să vedeți, bine, fără punctele de rigoare. Este Gary Vaynerchuk, îl căutați pe internet. Îi las cărțile dacă vreți sau vă abonați canalelor lui de social media. Al doilea este Jay Shetty, sper la fel că zic bine, Gândește ca un călugăr este o carte iconică. Și băiatul ăsta dă sfaturi foarte bune și pe el îl găsiți în social media și dacă vreți îi luați cărțile. Dar uitați-vă numai ce ochi are acest băiețel. Cristian avea un semn de carte aici. Știți ce o să fac? O să-l bag așa. O să se supere pe mine, dar o să-i treacă. O să o ia de la capăt. Că e bine să citești mai multe ori aceeași carte. Antrenează-ți mintea pentru a-ți găsi liniștea și scopul în viața de zi cu zi. Este foarte șmecher. Și tipul ăsta, vă recomand să citiți despre el, să aruncați o privire despre el. Despre ce face el, de fapt, că asta voiam să vă zic.
Acum, vreau să vă vorbesc, sau să vă arăt, nu să vă vorbesc, să vă arăt niște cărți de skincare și make-up pe care le puteți lua pentru voi sau pentru o pasionată pe partea aceasta. Skincare Bible e o carte pe care o am de anul trecut, este absolut genială, chiar este Biblia skincare-ului. Am văzut că recent a apărut și tradusă în română, eu o am de pe vremea când se găsea doar în engleză și Doamne ce greu era să vină, că dura 40 și nu știu câte zile până venea comanda din UK, cred, prin elefant sau ceva de genul acesta. Dacă nu aveți această carte, vă recomand să vă duceți repede pe linkul din descriere să vă comandați. Glumesc, evident, puteți să vă duceți unde vreți voi să vă luați, dar cartea aceasta scrisă de Caroline Hirons, pe care eu am descoperit-o pe YouTube și zicea la un moment dat într-un video că are carte și a trebuit să o am, Skincare, The Ultimate No-Nonsense Guide, este o carte foarte faină și are și poze și are și texturi și are și detalii și are și de toate. E scris așa, la modul ăsta, e super ușor de citit, dar e o carte super groasă. Asta este ceva mai scumpă, este 1 milion și ceva, dar femeia asta este un guru în ceea ce privește partea de skincare, așa că musai să vă uitați și să îi cumpărați cartea și să o citiți și să stea acolo pe noptieră să vă întoarceți la ea ori de câte ori aveți nevoie. Pe partea de make-up, evident, nu pot să nu vă recomand acest Bobbi Brown For Everyone From Beginner to Pro, care e o carte cu multe, 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 multe sfaturi în ceea ce privește machiajul. Sper că vedeți, poate că am să fac niște clipulețe din astea de close-up ca să vă fie mai ușor vouă. E o carte foarte faină, e o carte foarte mare, o să vă pun și pe ea în descriere și vreau să zic că e o carte care ar da pe spate pe oricine ar primi-o. Și cam astea ar fi recomandările mele de cărți. O să vă arăt imediat cadoul pe care îl am pentru voi, dar înainte de cadou vreau să vă mai zic despre o idee de un fel de cărticică pe care puteți să o cumpărați pentru cei dragi sau, cine știe, poate chiar pentru voi. Nu știu cât sunteți de familiarizați cu cărțile Oracle. Însă acestea, și eu mai am încă două acolo pe noptieră, sunt cele pe care eu mi le-am luat de-a lungul timpului. Și sunt niște cărți cu mesaje de la îngeri. Sunt niște cărți pe care le puteți accesa, le puteți întreba în momentul în care aveți o problemă, așa arată ele, și au mesaje precum acesta. Și nu știu, hai să vă mai arăt încă unul. Acesta, de exemplu, sunt foarte, foarte, foarte drăguțe, sunt cărți pe care eu le umplu cu energia mea, ca să zic așa, le țin în mână și le transmit energie și apoi le amestec și îmi pun o întrebare, nu știu, mi se întâmplă ceva și îmi pun o întrebare și apoi trag o carte la întâmplare. Și există și cărticica aceasta cu explicații, care vă explică practic ce scrie aici pe fiecare carte. Mie, sincer, mi se par foarte faine. Într-adevăr, trebuie să fii deschis la lucruri de genul acesta, astfel încât să, nu știu, te orientezi către asta sau persoana care primește un astfel de cadou să fie deschisă la lucrul acesta, dar am chiar și cu Arhanghelul Mihail și să știți că el este cel mai dur dintre toți și el îmi spune cele mai, nu știu cum să zic, cele mai reale lucruri. Foarte, foarte faine. Le găsiți pe Libris pe acestea și am să vi le pun și eu în descriere. Acum, cadoul pentru voi este acesta. După cum vedeți, l-am legat și cu fundiță și am pus aici și o ciocolată. Am pentru voi, evident, 3 cărți. Aceste 3 cărți, pe care ce drăguți, chiar le-am pus și așa cum trebuie, sunt o carte de fashion, adică Chanel No. 5, pe care vă dau și vouă. O carte de, să zicem, dezvoltare
stare personală cumva, cât ai cheltuit pe asta. E o carte care este menită să te învețe să nu mai cheltui mulți bani și să faci economii și o carte ușurică, femeile vin de pe Venus, bărbații de la băut, așa, pe bune. Credeam că este cea cu Marte. Femeile vin de pe Venus, bărbații de la băut. Hai că nu vedeți nimic. Ideea este că nu le mai desfac de aici pentru că le-am făcut așa frumos, drăguț pentru voi. Și avem un roșen aici pentru că este ciocolata noastră preferată în ultima vreme. Și v-am pus și vouă una. Acesta este cadoul zilei. Ziceți-mi ce vreți voi. Ce cărți citiți? Ce cărți v-ar plăcea să citiți, dacă oferiți sau nu cărți cadou anul acesta și puneți-mi întrebări pentru clipul acela în care să ne cunoaștem mai bine. Mă bucur că ați fost aici, ne vedem cu drag data viitoare și nu uitați să vă abonați canalului meu și nu uitați să apăsați clopoțelul ca să fiți înștiințate de fiecare dată când postez un clip nou și să dați un like acestui clip dacă v-a plăcut. Mua!